găsit, dragii mei prieteni, la Clubul de Poezie. Un club de poezie care, de-a lungul timpului, și-a adunat oameni în jur și oameni care iubesc poezia și iubesc să se simtă, să fie relaxați, măcar o dată în zi. Petre Ghelmez. Pe el o să-l cunoaștem astăzi. S-a născut pe 2 martie 1932 și a decedat pe 9 martie în anul 2001. A fost un poet, scriitor pentru copii, publicist și editor. Debutul în presa literară a avut loc în iunie 1955 cu poezia Despărțire de sat în revista Tânărul Scriitor, iar debutul editorial în 1967 cu volumul de versuri Germinații în colecția lui Ceafărul, Editura pentru Literatură. A colaborat la revistele Tânărul Scriitor, Luceafărul, România Literară, Viața Românească, Steaua, Tomis, Tribuna României, Ariel, precum și la radio și televiziune. Pâinea, de Petre Ghelmez. Scoate mama pâinea din cuptor și nouă ni se pare că răsare soarele, dintre norii negri și vineți ai nopții. Ne învăluie pe toți un abor sățios și ușor, ca în diminețile cu luciri de aramă și rouă. Lucrurile capătă alte contururi. Fulgere vii joacă pe ele, cum zorii pe bobocii umezi de trandafiri. Fragede sunt trâmbele aerului și subțiri, când mama pune pe masă pâinea albă și nouă. Ne așezăm în jurul ei toată, părinți, bunici și nepoți, păstrând pe buze nerostite cuvintele la mijloc pâinea, soarele chiar, în jurul ei, noi, plantele, sfintele.